Hei, bună fetelor, sunt Alexandra de la Alexa Makeup Beauty. Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de azi vreau să vă prezint ce bunătăți am primit de la evenimentul DM. Tocmai ce m-am întors de la evenimentul DM și pot să vă spun că a fost un eveniment super, extra, mega reușit. Mi-a plăcut maxim, au fost foarte drăguțe fetele de acolo, foarte primitoare, au avut multe cornere, super, super, super sweet și foarte mulți expozanți. Branduri care se găsesc strict în magazinele DM. Foarte drăguțe, de multe nici nu auzisem, abia acum am aflat. Au fost mai mult taxați pe curățenie, pe produse bio, pe produse pentru copii, cum am încadrat la fix. Așa. Să încep cu ce am primit de la Nuc Nuc pentru bebe Nicolas. Asta s-a desfăcut puțin, dar nu are nimic. Am primit un păhăraș din acesta cu pai și încă unul cu Mickey. Asta e pentru cum va fi o idee mai mare, deși el știe să bea și din acesta. Dar e de băieței un picuț mai mari și acesta este de băieței exact de vârsta lui. S-am câștigat un săpun de mâini cu portocale și lavandă. Super drăguț, miroase super, super, super. Oh, mi-a plăcut când mi l-au dat acolo să-l miros și l-am extras eu dintr-o cutiuță. Oh, foarte drăguț. Abia aștept să-l folosesc și acesta e tot bio cu uleiuri de lavandă, au zis ei. Nu, cu măsline. Măsline și portocale. Uite că vă induceam în eroare. Astea sunt măsline. Super, mulțumesc frumos, Alverde. Așa. Ce mai am aici? Mai am un șorțuleț. Au făcut și câteva demonstrații de gătit cu produsele bio și ne-au dat și nouă câte un șorțuleț. Arată cam așa. Ce este lung. Sigur îl voi folosi acasă când voi găti, să nu mă murdăresc. Foarte simpatic, foarte, foarte, foarte simpatic. DM. Foarte drăguț. Bamboo Nature. Altă sacoșică foarte drăguță, pe care o să o păstrez pentru că este super, super nice și la fel, pot să am o mașină, mă duc la cumpărături. Haideți să vedem. Aici am primit chestii pentru bebe Nicolas, of course. Am primit câteva piureuri din acestea de fructe. Mai multe de diferite arome. Am mai primit niște pufuleți, să zic așa, niște gustări organice. Acesta, uite, cu căpșunele și cu mai multe fructe, legume, porumb, ulei de floarea soarelui, măr, morcov. Abia aștept să ajungă și Nico acasă să-i dau să le guste. Și am mai primit de la Bamboo Nature, aceste șervețele umede. Nu le-am mai folosit, abia aștept să le încerc și voi reveni cu păreri. Să vedem cum sunt. Așa. Am mai primit și la alt stand, la cei cu Oral-B, dacă nu mă înșel. Am primit o pastă de dinți Blend-O-Med. Am primit, eu deja văzusem în broșura lor, dar nu le văzusem în magazine. Și când am fost ultima dată, voiam să-i cumpăr lui Nicolas aceste produse. Aceste noi produse, care sunt de la Sunsin Baby, sunt super safe produsele, sunt vegane. Și acesta este gel de duș pentru băieței. Uitați cât de drăguț poate să arate. Poate să arate. Iar acesta este șampon. Cât de drăguț pot arăta. Hm? Deci mie mi-au plăcut maxim. Le-am văzut în broșură, săptămâna trecută, cred. Și m-am ofticat că nu le-am găsit în magazin. Dar sunt mega fericită. Pentru că acum le am. Și îl voi spăla pe Nicolas cu acestea. Din gama Deng Meat, aceste șervețele care captează culoarea. Adică puteți să băgați hainele colorate între ele. Și să nu aveți problemă sau spaima că va ieși culoarea în alte rufe. Așa că aceste șervețele de la Degmit sunt mega utile. Mulțumim! Așa. Ce am mai primit eu de acolo? Am mai primit și acest detergent pentru rufe albe. Tot de la Degmit. Nu l-am mai încercat, dar pare interesant. Bun pentru cămăși. Da, așa arată. Bun pentru cămășile soțului. Perfect. Mai departe, am ajuns la UGT și am primit un ceai
foarte drăguț, un ceai care se numește Woman's Balance. Avem nevoie, da? Echilibrul femeii. O, da. Pare foarte interesant, n-am mai băut. Am gustat acolo un ceai de turmeric și cred că ne-au și dat. Da, ne-au dat așa o mostră. Și mi s-a părut bun. Ne-ndulcine nimic, foarte, foarte gustos. Mie mi-a plăcut. Am primit și un ulei. Un uleiuț foarte drăguț, care miroase foarte bine. Am înțeles că e antistres? Ce drăguț. Nu l-am mai încercat. Am văzut că au băgat ceva uleiuțe și la DM. Și o gamă interesantă. Cam așa arată. Miroase foarte bine. Antistres, perfect. Perfect pentru mine. Și de la Naobai au și brandul Pau Pau, de la care am primit aceste produse. Mai exact, un balsam de la Dr. Pau Pau. Pentru, are mai multe utilizări. Pentru buze, obraj și cosmetic finish. With a hint of tint. Da, interesant. Un balsam cu mai multe utilizări. Și acesta mic este tot așa un balsam cu mai multe utilizări. Pentru buze, față, piele de fapt, cuticule și beauty finishing. Și este fără parfum. Da, interesant. Voi afla mai multe și de aceste pau-pau și voi reveni cu păreri despre acestea. Par foarte drăguțe și foarte interesante, iar domnul de acolo a încercat să ne dea multe informații, atât despre acestea, cât și despre cele pe care vi le voi arăta imediat. Au și o gamă tot așa naturală. Ia uite, asta e detox, este un ser, o apă tonică mai exact, un toner facial, fără prostiniel, deci este natural și organic, împotriva poluării, are și aloe vera, văd aici, și este un toner. Deci uitați-vă cum are ambalaj, uitați-vă cum e lemnul ăsta. Genial, nu? Deci mi se pare super pulverizator. Dar uitați-vă cum e capacul. Câtă atenție, câtă grijă la... Să vedem. Da. Nu are... Are foarte puțin miros. Are aloe vera, apple, blueberries and green tea. Interesant. Foarte drăguț. Îmi doream un toner de mai mult timp. Mulțumesc. Ia, ce mai avem aici? Mai avem o mască. Black Fossil Wood Mask. Ah, cu cărbune activ. Deci o mască facială. Black Detox se numește. Arată cam așa. Interesant. Cu cărbune. Mai avem o cremă, Oxygen Light Cream, o cremă ușoară din aceeași gamă, foarte interesant. Și mai avem și un deodorant, Green Spirit, cu rozmarin, foarte drăguț. Deci să folosim și deodorantul, tot natural și bio. Primi la sfârșit această punguță cu produse bio. Haideți să vedem ce se află în ea. Am găsit în primul rând niște spaghete. Niște spaghete din grâu integral, eco. Foarte bune, lui Nicola îi plac spaghetele, dar și nouă. Și acestea sunt mult mai sănătoase. O să le fierb să văd cum sunt. Mai avem un borcan de roșii naturale. Ia cum spun aici, bucăți de roșii natur în suc propriu, tot din gama lor bio. Și mai avem cub legume eco, câteva cuburi de legume pe care le putem presăra peste mâncare. Și aici mai este un pachetel care este cu jackfruit natur. Nu știu ăsta ce e jackfruit, sincer, nu am mai mâncat. Chiar nu știu ce e. Utilizează ca alternativă pentru carne. Mișto. De la Intima,
de la Intima, am primit două cutii de absorbante, tot așa, tot așa din bumbac. Din bumbac. Am primit unele de zi și unele de noapte. Cele de noapte sunt mult mai mari. Vă dați seama, depinde cum este fluxul. Știu că este cam tabu acest subiect, dar noi femeile avem nevoie și de tampoane și dacă putem să folosim unele mai bune, mai safe pentru noi, de ce nu? Da, uite, cu 23 picături. Am primit și acest set de la Pantene cu fiole reparatoare. Ia să vedem. A, sunt 3 fiole. 3 fiole ce ne ajută să reparăm părul deteriorat. O, da, eu am nevoie pentru că săracul suferă multe transformări. Da, așa că sunt foarte bune și aceste minunății pentru păr. Mi-au dat o cană pentru cafea. Super drăguță. Genială. Carcher. Nu știu cum se pronunță, mai bine mă mai prostesc. Mișto și acest căpăcel. Ah, este o cană de cană. Ce drăguț, pot să-mi țin cafeaua. Genial. Așa. Am mai primit de la ei un puzzle pentru domnul Nicolaș Buclucaș. Nu știu cum să-l țin, pentru că are această folie și se vede perfect ring light-ul în el. Lui plac tractoarele, deci ne-a nimerit. Nu știu cum ne-a nimerit. Perfect ne-au nimerit. Minunat. Așa. Ai, ne-a dat și niște geleuri. Ce drăguț! O super agendă. V-am arătat-o pe story. Dar trebuie să vă arăt și deschisă. Este un organizator perfect pentru a-mi ține evidența articolelor pe care le postez, clipurilor pe care le postez, lucrurilor pe care le-am de făcut într-o zi. Deci genială și are și acest peisaj cu turnul Eiffel și cu o bicicletuță și este superb, este superb. Deci o să vă arăt și deschisă. Este minunată. Și aceste agende se vor găsi în magazinele DM. Cred că deja se găsesc. Probabil săptămâna viitoare sunt sigur în magazine, așa că dați fuguța și trebuie să aveți o agendă de asta pentru că este genială. Este super, super, super frumoasă. Baby Love erau acolo cu ce credeți? Cu Pampers. Mai exact, cu Pampers-ii noștri. Deci noi folosim acești Pampers de foarte mult timp și suntem mega fani. Am primit un bag de Pampers, ce credeți? Și niște cotonete din acestea, care poate fi șters copilul la fățucă, pe fățucă, pe mânuțe, dacă se murdărește. Ne plac pe aceste, și pe acestea le avem. Și ne plac super mult, dar suntem mega recunoscători pentru Pampers. Sunt preferații noștri și sunt printre cei mai buni Pampers de pe piață. Încă o mică punguță de la Natura Verde. Da, de la Natura Verde, unde am primit un tratament pentru păr. Oh, da. Perfect. Un tratament pentru păr, pentru descurcat părul. Bun, 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 bun. Și mi se mai încurcă pe aici, pe la spate. Deci este minunat. Ca o mască o să o dai. Și ne-au mai dat și o pastă de dinți pentru albire. Mai avea o mentolată, de-am ales pentru albire. Și pare foarte, foarte, foarte interesantă. Deci am la produse acum super multe paste de dinți albire. Da, cam acestea sunt produsele, dar haideți să vă arăt un pic și organizatorul acela. Stați așa, stați așa, să nu mă împiedic. Am venit. Așa. Deci arată cam așa. Uitați-vă cât de frumos e. Uitați-vă ce imagini. Uitați-vă. Avem aici 2020. Avem această mămică. Cât de drăguță arată domnișoara. Nu? Super nice. Da, iar aceste agenduse se vor găsi în magazinele fizice DM. Da, sunt superbe, eu sunt in love și abia aștept să-mi notez în 2020 toate planurile mele. Da, cam acesta a fost haul-ul DM, haul-ul, de fapt, părerea mea în urma evenimentului DM și ce produse minunate am primit la acest eveniment. Eu le mulțumesc pe această cale, sunt super, extra, mega tare, iar evenimentul a fost minunat. Mi-a plăcut maxim, super, 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 abia aștept să mai facă. Și vă mulțumesc, nu uitați să mă urmăriți pe celelalte canale, vi le las în bara de descriere.
și vă pup de nu vă vedeți. Pa!